Anul școlar a început și fiecare copil trebuie să fie în siguranță atât în timpul orelor cât și după terminarea cursurilor. Siguranța elevilor în fața instituțiilor de învățământ este o problemă care nu este rezolvată în totalitate în municipiul Giurgiu. Școala numărul 5 din cartierul Tineretului, deși este situată între blocuri, părinții se plâng că micuții sunt nevoiți să meargă pe mijlocul străzii. De vină par a fi părinții care vin cu mașinile să-i aștepte pe copii în fața școlii. Strada îngustă face ca traficul să fie aglomerat în mod special dimineața și la prânz când ies cei mici de la ore. În primul rând, uitați locuri de parcare acolo în spate la bloc. Am discutat ca să... Am vorbit și noi cu la primăriile astea noastre, care e domnul Barbu, să facă acolo locul ăla de parcare în spate la 28. Sunt peste 30-40 de oameni. Niște grădini care oamenii toți sunt în vârstă, nu mai pot să muncească și în spate la grădinița asta mică aici intră minim 34. Ce să facă oamenii săraci? M-ar trebui întreruptă circulația pe aici. Că sunt copii mici și... Dacă ne suim aici pe bordura asta, ne simțim foarte în siguranță. Când trec mașinile pe stradă, pe trotuar, până la 20 de centimetri de bordura gardului. Dacă nu sunt locuri de parcare în jur, unde putem să parcăm mașinile? Unde să putem să parcăm? Că nu sunt parcări. Dacă ar face parcări, da. Dacă nu sunt parcări, nu trebuie să parchezi. Dacă venim să luăm copilul de la grădiniță, unde parcăm? Trebuie să parcăm pe trotuar, că altfel nu avem mai. Potrivit șefului poliției locale, problema traficului rutier în zonă se va rezolva în momentul în care se va stabili ce unitate școlară aparține poliției locale și care revine poliției municipale. Odată cu definitivarea listelor, fiecare autoritate competentă va lua măsuri și în cazurile în care șoferii folosesc trotuarele din fața unităților de învățământ pe post de parcare.